Sigur, dacă sunteți abonat la acest canal, ați auzit de transformările Lorentz. Știți voi, când mergi cu viteze apropiate de cea a luminii. Dar ce sunt ele? Hai să vorbim puțin despre matematică, apoi despre spațiu-timp și despre transformările Lorentz. Rămâneți până la sfârșit să vedeți de ce, dacă depășim viteza luminii, putem călători înapoi în timp. Maestre Banda. Viața este, la propriu și la figurat, un dans în întuneric. La propriu, pentru că ne construim o reprezentare a lumii în interiorul întunecat al cutiei craniene. La figurat, pentru că ceea ce știm este doar o picătură din oceanul cunoașterii. Mă gândesc adeseori cât de evidentă este natura noastră umană în faptul că vrem să facem lucruri omenești, să călătorim, să ne uităm la filme. Matematică mai puțin, pentru că este un limbaj nefamiliar nou, care se învață cu atâta greutate în școală. De aceea, puțin oameni se încumetă pe acest drum. Adâncimea și complexitatea matematicii se vede foarte bine în fizică. Teoria relativității este un exemplu. Cu toate că mi-a plăcut foarte mult matematica, că am lucrat multe exerciții, că am luat mențiune la Olimpiada Națională de Matematică, tot nu pot spune că înțeleg fizica. De ce? Pentru că nu o gândesc ca un matematician, obișnuit să caute simetriile și să vadă generalizările unei probleme. În felul acesta, matematicianul reduce o problemă de fizică la esența ei pură, câteva relații generale ascunse în simetria problemei. În schimb, eu am făcut ce fac mulți fizicieni, în special experimentaliști. A redus problema la un caz particular pe care l-am putut înțelege. Aș putea da ca exemplu ecuația lui Dirac pentru mișcarea electronilor relativiști, pe care eu am rezolvat-o folosind reprezentarea lui Dirac pentru matricele care îi poartă numele. Asta cu toate că știam că sunt și alte reprezentări și că ceea ce contează nu este o reprezentare sau alta, ci generalitatea reprezentărilor. Un alt exemplu sunt transformările lui Lorentz din teoria relativității restrânse. Am folosit o abordare minimalistă, formularea lui Minkowski, față de integrarea mai complexă în transformările Poincaré. Formularea lui Minkowski are avantajul că, în popularizarea științei, poate fi înțeleasă mai ușor. Pe de altă parte, trebuie să o spun, în cei care vor să înțeleagă mai bine decât mine teoria relativității restrânse, în sensul ei adânc matematic, este nevoie de mult mai multă matematică decât am făcut eu. Recomand aici cartea A Mathematical Journey to Relativity a profesorului constanțean Vladimir Boscov, considerată una dintre cele mai bune în domeniu. Hermann Minkowski a fost un matematician german, profesor de facultatea lui Einstein. Imediat ce a aflat de la fostul său elev despre noua sa teorie, teoria relativității, Minkowski a întrezărit o interpretare care aduce împreună spațiul și timpul. Acesta a pornit de la faptul că timpul ce trece pe cadranul unui ceas în mișcare, afectat de dilatarea timpului, se poate calcula cu o formulă asemănătoare formulei lui Pitagora, unde se schimbă doar câteva semne. Am văzut în videoul precedent. Aceasta este o dovadă că spațiul și timpul au o structură comună, adică ele fac parte din spațiu-timp. Lui Minkowski nu i-au plăcut semnele negative din noua teoremă a lui Pitagora în spațiu-timp, așa încât a făcut o șmecherie. Astfel, el a îndrăznit să definească coordonata temporală din spațiu-timp ca pe un număr complex, ICT, adică numărul complex I, rădăcina pătrată a lui minus 1, de mulțit cu viteza luminii C și cu timpul T. Consecința, în acest fel obținem numai semne pozitive, iar formula finală pentru distanța dintre două evenimente ale spațiu-timpului coincide cu teorema lui Pitagora, adică la fel cum se întâmplă într-un spațiu obișnuit. Asta înseamnă că, în principiu, putem folosi geometria de liceu pentru a studia spațiu-timpul relativist, atez fiind însă la numărul complex I. Atunci când o rachetă merge cu o viteză apropiată de cea a luminii, față de noi, timpul ei se dilată și spațiul se contractă. Călătorii trăiesc mai mult, dar sunt mai înghesuiți în direcția de mers. Aceasta, ne spune teoria relativității, este un rezultat direct al structurii spațiu-timpului. Cum? Priviți aici două sisteme de referință inerțiale în spațiu-timp. Vedeți cum al doilea sistem de referință, cel cu accent, este rotit față de primul? Ce este acesta? Pentru a ne da seama ce este,
trebuie să urmărim axa lui verticală, linia îngroșată, care reprezintă linia de univers a unui ceas ce stă pe loc în acest al doilea sistem de referință. Dacă urmărim această linie de univers, linia îngroșată, în primul sistem de referință, vedem că ea reprezintă un ceas care se deplasează cu o viteză constantă, pentru că distanța x pe axa orizontală crește în timp. Al doilea sistem de referință este deci sistemul de referință al unui ceas în mișcare cu viteză constantă. Uite la acest grafic cum se explică acum contracția lungimilor. Avem aici o riglă de lungime L care stă în repaus. Ce lungime va avea ea pentru un observator în mișcare? Sistemul de referință al acestuia este ICT', cel rotit. Lungimea pe care o citește observatorul în mișcare pentru rigla acestă nemișcată este AC, pentru că aceste evenimente sunt simultane în sistemul lui de referință. Aplicăm teorema lui Pitagora în triunghiul ABC. AC pătrat este suma dintre AB pătrat și BC pătrat. Cum BC pătrat iese negativ, pentru că BC are numărul complex I, iese că AC este mai mic decât AB. Adică, rigla de lungime L va apărea mai mică pentru observatorul în mișcare. Pentru el, rigla este cea care se mișcă. Acum, că am văzut puțin cum este cu sistemele de referință rotite, am ajuns și la transformările Lorentz. Le putem întreba, dacă știm poziția X și timpul T al unui eveniment oarecare E în sistemul de referință inerțial al observatorului A, putem afla poziția X' și timpul T' ale aceluiași eveniment în sistemul de referință inerțial al observatorului B, care se deplasează față de primul cu viteza constantă V? Răspunsul este dat de așa numitele transformări ale lui Lorentz, după numele fizicianului olandez Hendrik Lorentz. Acestea se obțin considerând că cele două sisteme de referință inerțiale în spațiul timp Minkowski sunt rotite unul față de celălalt, având aceeași origine. Uite, ăsta este un exercițiu pentru voi. Matematica de liceu este suficientă. Cine vrea, se poate opri acum și face singur calculul. Fac o mică pauză. Gata calculul. Uite cum l-am făcut eu în cartea Fizica povestită. În prima parte, am calculat unghiul alfa sub care sunt rotite cele două sisteme de referință în funcție de viteza relativă a lor. Am folosit apoi relații cunoscute pentru unghiul beta. Apoi am înlocuit valorile obținute în alte două triunghiuri dreptunghice. Și am aflat astfel valorile timpului T' și a poziției X' în sistemul de referință rotit. E interesant de observat că transformările Lorentz se pot deduce și în lipsa postulatelor lui Einstein, bazându-ne pe o idee simplă de acceptat, cea de reciprocitate. Adică, cum observ eu că se îndepărtează cineva de mine, trebuie să fie identic cu ce observa acea persoană când eu mă îndepărtez de ea. Rezultatul mi s-a părut remarcabil, așa încât am inclus calculul în fizica povestită. Să menționăm că transformările Lorentz există nu numai pentru coordonatele de spațiu și timp, dar și pentru alte mărimi fizice. În cazul câmpului electromagnetic, de exemplu, am discutat deja că observatorii diferiți nu observă aceleași câmpuri electrice și magnetice. În acest caz, transformările lui Lorentz aplicate câmpului electromagnetic ne vor spune cum se schimbă câmpurile electrice și magnetice de la un sistem de referință inerțial la altul. Niciun corp nu poate fi accelerat la viteza luminii, asta știm. De ce? Pentru că pe măsură ce este accelerat, masa corpului crește la infinit și noi am avea nevoie de o energie infinită pentru a-l aduce mai departe la viteza luminii. De aici rezultă de asemenea că niciun corp nu poate depăși viteza luminii, dacă el nici măcar nu poate atinge. Asta nu înseamnă automat că chiar nimic nu poate depăși viteza luminii. La urma urmei, ne putem gândi la fenomene necunoscute, de exemplu, telepatia. În ipotetica telepatie, gândurile unei persoane ajung instantaneu la o altă persoană, la o distanță mare. Ar fi transport de informație, nu de materie. Întrebarea se reformulează astfel. Poate circula informația cu o viteză mai mare decât cea a luminii? Ce spune teoria relativității despre asta? Ei bine, spune că dacă eu pot trimite informație cu o viteză mai mare decât cea a luminii, eventual instantaneu, atunci eu pot să trimit informația înapoi în trecut. Hai să vedem cum putem comunica în trecut, dacă putem trimite informație cu o viteză mai mare decât viteza luminii. Iată cum procedăm. În figură, noi suntem fata din stânga, iar în dreapta este un complice al nostru din Andromeda. La început, ne suim pentru scurt timp într-o mașină care merge cu viteză apropiată de viteza luminii
și care se îndreaptă înspre galaxia Andromeda. Nu trebuie să stăm în mașină mult, ci numai puțin, atât cât să ne transmitem telepatic mesajul care ajunge instantaneu în Andromeda. Facem asta în evenimentul A la momentul T1. Atenție însă, la care moment va ajunge acum mesajul nostru în Andromeda? Pentru că noi suntem în mișcare. Sistemul nostru de referință este X'ICT' și în acesta are loc transmisia telepatică. În acest sistem de referință, evenimentele simultane sunt pe axa X'. Deci evenimentul simultan lui A este B. Semnalul ajunge deci la complicele nostru din Andromeda în evenimentul B, la momentul T2. Observăm că T2 este mai mic decât T1 în sistemul de referință ICT. Într-un sens, informația a fost trimisă înapoi în timp. Rezultatul acesta nu este încă ceea ce ne dorim, pentru că informația este departe la Andromeda, iar noi o vrem înapoi în trecutul nostru. De aceea, în partea a doua a soluției, rugăm complicele din galaxia Andromeda să ne trimită înapoi instantaneu mesajul, tot cu ajutorul telepatiei. Noi ne dăm jos din rachetă, complicele stă pe loc, așa încât transmisia are loc în sistemul de referință ICT. Informația circulă acum de la B la C. Închidem bucla și vedem rezultatul. Mesajul nostru a plecat de la noi la timpul T1, evenimentul A, a ajuns în Andromeda la timpul T2, evenimentul B, și a ajuns înapoi, evenimentul C, la timpul T2, care este mai mic decât T1, adică în trecut. Dacă ar funcționa telepatia și ar fi instantanee, am găsit modul prin care ne putem transmite mesaje în trecut. Cine nu ar fi încătat atunci să-ți trimită mesaje înapoi în timp, conținând cursul acțiunilor la bursă sau numerele loto care vor deveni câștigătoare? Pentru a evita astfel de paradoxuri, nu putem permite niciunui fel de informație să circule cu o viteză mai mare decât viteza luminii. Pe de altă parte, nici corpurile nu pot depăși viteza luminii, pentru că ele nu pot accelera până acolo, necesitând de energie infinită. Și astfel, am ajuns la sfârșitul lecției de astăzi. Lucru cu care aș vrea să rămâneți este acesta. Matematica este limbajul naturii și fără matematică nu se poate face fizică. Eu sunt convins că cea mai grea problemă de fizică teoretică, gravitația cuantică, va fi rezolvată doar de un fizician care este în același timp și un matematician excepțional. Până data viitoare, vă rog să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă, apăsând chiar acum acest buton de abonare. Le mulțumesc celor care ne susțin pe Patreon și aici, devenim membri ai canalului. Eu sunt Cristian Presură, Voice to School, vă doresc numai de bine, la revedere!